Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu când a dat făgăduința lui Avram, de vreme ce n-avea pe nimeni mai mare pe care să se jure, s-a jurat pe sine însuși zicând, cu adevărat binecuvântând te voi binecuvânta și înmulțind te voi înmulți. Și așa, având Avram îndelungă răbdare, a dobândit făgăduința, pentru că oamenii se jură pe cel mai mare și jurământul ca cheză și este sfârșitul oricărei neînțelegeri. În aceasta Dumnezeu voind să arate și mai mult moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărării sale, a pus la mijloc jurământul ca, prin două fapte nestrămutate, făgăduința și jurământul, în care cu neputință ca Dumnezeu să fi mințit, noi cei ce căutăm scăpare, să avem puternic îndemn ca să ținem nădejdea pusă înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului, neclintită și tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi când e mergător, fiind făcut ahiere un veac după rânduiala lui Melchisedec.